Finala Masterchef i-a dus Georgiana Ene premiul de 75.000 de euro și trofeul emisiunii. Concurenta care i-a cucerit pe jurați cu preparatele ei până în ultima etapă s-a gândit deja cum va cheltui banii din premiu. Aceasta visează să ajungă primul chef Michelin femeie, după cum a declarat după câștigarea premiului. Va investi o parte din sumă în cursuri de bucătărie, pentru a se specializa. Am un plan. Eu am zis că înainte de a-mi pune piciorul în business. În primul rând, mie îmi place bucătăria. Am fost tot timpul pasionată de bucătărie și vreau să fac mai mult din chestia asta. Și vreau să învăț. Mi se pare că am sărit niște etape, am mers pe instinct. Pe ce am învățat eu așa? Pe ce am văzut în lumea asta? Și vreau să învăț, pentru că dacă voi apărea pe piață, vreau să apar cu ceva top. În primul rând vreau să investesc în mine, în niște școală, pentru că mi se pare că e o lume a bărbaților întotdeauna am zis-o, în sectorul ăsta. Și sunt prea puține femei. Vreau să fiu un șef cu Michelin femeie. Asta e visul meu, a povestit Georgiana Ene, pentru Libertatea. Mie îmi trebuiau, în primul rând, banii. Planul ăsta se face mai greu. Banii te ajută să poți să plătești studiile, să poți să deschizi un business. Eu am ajuns până la punctul ăsta, pentru că am vrut o schimbare în viața mea. Și, dorind o schimbare în viața mea, am făcut pasul. Am ajuns până aici, e ok, eu am niște uși deschise în momentul ăsta. Nu vreau să renunț la visul ăsta. Mă ajută banii, da. Nu mi-aș dori să fac rabat de unde aș vrea să studiez, a mai spus Georgiana Ene. Eu am promis o chestie. Noi am avut un pact la hotel, între noi, cei care eram cazați acolo. Sebi Dascălu, Petre Catană și cu mine am avut o relație mai strânsă, pentru că, locuind în același hotel atâtea săptămâni, am stat la mic dejun, la cină, la toate cele. Și tot timpul noi am zis că Petre are un potențial de a-și deschide mâine o chestie pe asiatic, pe ce vrei tu, de street food, și va face bani. Și am zis într-o dimineață cu Sebi că, dacă oricare dintre noi ar câștiga, noi punem bani în afacerea lui Petre, eu îmi păstrez. Eu cred în Petre. Și chiar ne-am uitat și am găsit pe OLX rulotă. Să ne înțelegem, cu business, cu de toate. Mintea merge pe business. Și atunci eu îmi țin cuvintele. Eu am zis chestia asta și nu contează, eu investesc în Petre. Nu știu dacă își mai amintește, dar eu sunt om de cuvânt.